Administrația Lugojeană anunță că miercuri, 29 mai, în intervalul orar 18:23 se va efectua prima etapă de dezinsecție aeriană din acest an, pe teritoriul municipiului Lugoj. Această acțiune vizează combaterea țânțarilor, insectei tigrul platanului și artropodelor. Crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile specifice de prevenire pentru a nu se produce pagube materiale. În caz de vreme nefavorabilă, lucrările vor fi reprogramate la o dată ulterioară.